o tehnologie de vârf pentru ameliorarea bălțatei românești, reprezintă cea mai nouă investiție a asociației care conduce registrul genealogic al acestei rase. În județul Brașov, la Hârman, am avut ocazia să vizităm laboratorul dedicat transferului de embrioni, dar și să aflăm cum funcționează procedura prin care pot fi obținute cele mai productive animale. Noi am avut primele experiențe cu transferul de embrioni. În dreapta mea aici avem două produse din două femele din transferul de embrioni. Avem pe Victoria în partea dreaptă și în spatele meu, mai descis la culoare, este Gloria. Mai în spate este una din receptoare care a fătat-o pe Gloria. Aici avem exemplu viu al transferului de embrioni, realizat în asociație, în această fermă a asociației noastre. Avem și câțiva masculi care au rezultat din transferul de embrioni. Unul deja e plecat la Semtez, la Craiova. Și rezultatele se văd pe viu și ceea ce spunem nu-s povești. Sunt adevăruri. Vrem să fie cât mai multe exemplare de genul ăsta și toată țara să fie. Câteva mii, zeci de mii, știu eu câte s-ar putea face. Poate mă mai pomenește cineva după celui mai fiu să zic uite bă ce au făcut ăia că ne-au îmbunătățit traiul. Folosit pe scară largă în fermele americane, transferul de embrioni este la început de drum în România. Asta și pentru că tehnologia presupune costuri importante, mai ales investiția într-un laborator performant și într-o echipă de specialiști. Ne aflăm în laboratorul de transfer de embrioni al asociației. Acest laborator a costat undeva peste 50.000 de euro. L-am cumpărat din necesitatea de a veni în sprijinul fermierilor noștri. Cu biotehnologia, cu transferul de embrioni, putem accelera puțin mărirea populației de animale performante, de bălțată românească. Cu această ocazie putem să aducem plus valoare în fermele fermierilor noștri și să aibă beneficii în sensul că în momentul în care are un animal performant care îi dă 30-40 de litri de lapte, nu mai trebuie să țină două vaci pentru 30 de litri, ține numai una. Investește mâncare și spațiu pentru un singur animal. A intervenit dorința de a mări numărul de animale, noi fiind și conducătorii registrului de rasă bălțată românească. Pentru noi ne interesează să avem animale de înaltă calitate genetică. Și atunci am ajuns la concluzia că trebuie să cumpărăm un laborator. L-am cumpărat, am lucrat cu o echipă de doctori care au făcut primele transferuri de embrioni. Avem și produși deja. La momentul ăsta am întrerupt puțin activitatea pentru că am achiziționat niște animale mult mai performante, donatoare, care le-am achiziționat din niște ferme cu peste 40 de litri de lapte media și atunci dorim ca din aceste animale să iasă exact ceea ce trebuie să iasă, animale cu peste 40 de litri de lapte și să existe ferme cât mai performante în țară. Pentru că ăsta este țelul. Noi facem și testările performanțelor. Avem aici, ne aflăm într-o fermă în care avem și receptoare. Avem undeva până în 70 de capete la ora asta. Aceste receptoare ce înseamnă? Receptoarele sunt animale care preiau embrionii pe care îi recoltăm de la animale performante. Cele 70 de receptoare de care vă spuneam nu trebuie să fie de niciun fel de performanță, ele sunt pur și simplu purtătoare. Ele poartă embrionul respectiv și produce un animal de foarte înaltă calitate, deci de la ea nu copiază nimic animal din punct de vedere genetic. Sperăm să putem rezolva cât mai repede problema. Avem două moduri prin care putem să lucrăm cu acest laborator. Unul din moduri, având aici receptoarele, în momentul în care facem recoltarea de embrion, putem să transferăm pe receptoare direct, necesită o sincronizare, asta se ocupă echipa de doctor, nu ne ocupăm de asta, o sincronizare prin care, în momentul în care noi am recoltat embrionii, să-i putem și transfera direct la animale. Mai avem o posibilitate să congelăm embrionii și în momentul în care există cerere, să ne deplasăm la fermier în fermă. În momentul în care avem o solicitare, 2, 3, 5, depinde câte avem, se lucrează cu un, probabil, un medic din zonă sau unul de-al nostru care va face sincronizarea să putem transfera embrioni în animalelor. Și atunci, 100% vom avea un
un succes bun. O investiție importantă este cea în animalele cu genetică de vârf, cele de la care se va face recoltarea. Procedura este una complexă, însă chiar și așa, procentul de reușită nu este unul de 100%. Fiind biotehnologie, cu totul altceva. Putem să obținem până la 40 de proști de la un animal. Produs, mă refer la embrion. Rata de succes la transferul ăsta de embrion e undeva 50-60%. Adică din 10 embrioni, 5-6 sunt cu rată de succes. Interesul nostru este să mărim efectivul de animale performante cât mai repede. Pentru că în momentul în care, deci o vacă poate făta un singur vițel pe an. Având posibilitatea să facem 20-30 de viței de la o donatoare de înaltă performanță, vă dați seama că foarte repede putem să mărim șeptelul de animale performante. Noi facem permanent controlul performanțelor animalelor. Am avut în fermă și tauri pentru a testa performanțele proprii. Am avut undeva la o medie de 1,8 kg pe zi, spor, ceea ce este foarte bine. Asta e medie. Am avut și peste 2 kg, deci o medie de 1,8 kg pe zi este o medie foarte bună. Pentru că am uitat să vă spun, sau am omis să vă spun, că Bălțata Românească este o rasă mixtă, lapte-carne. Și atunci are niște avantaje foarte mari. Putem să dirijăm și pe linia de carne, să îngrașe foarte repede, pentru că la un moment dat, după 7-8 ani, animalul va fi reformă. Nu va mai putea intra în producție și atunci reforma se finisează foarte repede, se îngrașe, există un venit mult mai bun și la abator și atunci astea sunt, v-am spus, interesele noastre sunt, pe lângă faptul că sunt președinte la asociația asta, sunt fermier. În primul și în primul rând sunt fermier. Și interesul și al meu este să am în fermă animale performante și cum vreau eu să am animale performante, așa vreau să aibă toți membrii noștri din asociație. Ca și procedură de lucru, la transferul de embrioni, lucrează o echipă de doctori specializați în transferul de embrion, pentru că nu oricine să pricepe la transferul ăsta de embrion, e o activitate puțin mai sensibilă. Se procedează în felul următor. Se fac niște stimulări pentru poliovulație, adică donatoarele să aibă o poliovulație, se inseminează cu un material de, v-am spus, de cea mai înaltă calitate genetică și se recoltează embrionii. Embrionii pot fi 2, 4, 10, 12, depinde de ce număr de ovule a fost. Recoltarea se face printr-un procedeu special, se numește spălare de embrioni. Se caută la microscop să vadă viabilitate, tot ce trebuie și v-am spus, în cazul în care avem pregătite receptoare, imediat am transferat la receptoare. În cazul în care nu avem pregătite receptoarele, congelăm și urmează, după cum v-am spus, ori le transferăm la noi în fermă dacă mai avem receptoare, ori dacă nu mergem, ne-am gândit la un sistem de a merge la fermieri la fiecare fermă, unde sunt solicitări. În prezent așteptăm primul lot de 12 donatoare. Prima dată se voi aclimatiza, după care o să începem procesul de transfer de embrioni cu pregătirea lor și respectiv pregătirea receptoarelor. Pregătirea constă în sincronizarea lor ca să intre în același timp și în același moment în călduri, ca să avem cea mai bună posibilitate de a primi receptarea embrionului. Nutrițional se face același rănire ca și în repaus, deci nu este nimic diferit. Doar donatoarele sunt stimulate hormonal, întrucât acestea să aibă poliovulație. Cu cea mai nouă tehnologie de creștere a performanțelor, fermele de vaci Bălțată Românească intră într-o nouă etapă, cea în care fermierii au siguranța că obțin animale productive de rasă pură, cu un cost accesibil și fără a apela la specialiști sau genetică din străinătate.